Nu trebuia fiecare om să-ți pună caseta lui cu poveștile lui, cu problemele lui. Pentru că părintele îi spunea fiecare în câteva cuvinte esența care era nevoie pentru el. Și așa că când am ajuns și eu în fața părintelui, mi-a spus un păcat de care eu nu eram conștient. Și noi să știți că avem multe păcate care nu suntem conștienți de ele. Acolo când trecem prin vămi, dacă nu le-am spovedit în viață, ni le arată diavolul în toate catastrofelor și dacă nu le-am părăsit. Deci părintele, după ce m-a pălmuit arătându-i ce hram port, mi-a zis să pleci de acolo și să faci teologia și să mergi la mănăstire. Părintele îi strălucea fața ca la Moise când a venit din muntele Sinai cu tablele legii, cu cele 10 porunci. Și era cu un cap mai mare ca toți oamenii. Și când mi-a spus astea, pe mine m-a blocat, că nu era mie în capul meu de a face teologia, de a merge la mănăstire. Era învățător de 20 de ani. La clase 1, 4, unde e mănăstirea Lămeț. Și deci eu i-am răspuns cu glas, în public. Păi, părinte, eu nu mi-am strâns bani, că n-am ținut la bani și nici banii la mine. Și părintele, ca unul care citea în om și știa și gândurile, știind un gândul de împotrivire, răspunde în public, ce spui problema că n-ai bani? Are mama ta. Fără să-i spun că taică-meu fiind cioban o viață întreagă și apoi miner și murind din cauza silicozei, fratele căsătorit, surorile la mănăstire, maică mi-a putea ajuta dacă eu nu țineam la ei. Deci așa a zis, are mamă ta bani. Și apoi m-am împotrivit a doua oră, că eu-s de la cu nu în brață, că eu nu sunt în stare să vă lin strin, dar în gând. Părintele răspunde la împotrivirea mea în public, cu glas. Ce spui problema că nu poți să vă liniști? Ia că înveți. Și a treia oară m-am opus, zicând eu că nu-i mai bine să fiu învățător la 12 copii decât în față la profesor universitar, că eu sunt mai simpluț așa. Și părintele strigă la mine, măi, tu n-auzi că trebuie să pleci de acolo. Și s-a întâmplat, după ani și ani, după vă 8 ani să fac pasul. Cu adevărat să te fericite din Dumnezeu, cea pură fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeu nostru, cea ce mai cinstită de pe Heruvimii și mai Serafimii, care fără explicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat să te mărim pentru că să ne stăm și a tuturor Sfinților Doamne Iisus Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Așa. Și pentru că l-am ascultat, Dumnezeu mi-a găduit să am o durere aici după cap. Erau oamenii cu cămașa cald afară și umblam ca baba dochea cu 10 cojoace, cu fulară după cap, de durere așa după cap. Și vine părintele Viorel Trifa, ca așa cum e preot în Câmpen, județul Alba, când eram la Râmeț, asta vă zic, când eram învățător, pune la mine mâna de cap și zice, a zis părinte Arsene câtă un preot să pună mâna pe cal la cineva că îl durea capul. Când a luat mâna, a încetat durerea pentru totdeauna. A ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mare harisme a avut părintele și îmi făceam întrebare, oare cum i-a dat Dumnezeu atâtea harisme, atât talanți la părinte Arsenie? Și tot eu mi-am răspuns că odată când am mers la părintele, la Drăgănescu, era numai părintele, o femeie și eu. Și femeia se pune în genunchi și părinte Arsenie, după ce au ieșit din închisoare pentru mărturisirea lui Hristos, tot slujesc, numai Sfinția ta nu. Și părinte niciun cuvânt n-a rostit.
Eu consider că această marginalizare suportată de părintele, fără să se plângă, fără să spună un cuvânt, nimic, l-a făcut, după cum se scrie acolo și o susțin asta, că se naște ca părintele un om la 2000 de ani. Părintele a venit altfel în lumea asta, nu cum a venit cei mulți. Mama părintelui, când era copilă, avea o rugăciune a ei. Doamne, dacă mă înfrești de taina cununiei și îmi dai copil, parte bărbătească sau femeiască, eu ție ți-l dau să slujească și la Maica Domnului. Și după ce s-a căsătorit, cu 100 de ani urmă aproximativ, s-a zămisit în pântece, tată s-a dus în America. Așa era vremurile. A rămas curat în pântece. Până s-a născut și a înțărcat. Și a visat mama sa care soare și luna în pântece. Pe ca un soare a fost părintele misiunea lui de stareț. La sâmbăta duhovnie la prizlop și ca luna besna persecuție pentru clință, pentru cei aruncați în închisori. A făcut minuni nenumărate. Eu ar vrea doar să sublinez câteva care eu sunt martor. Eu m-am hotărât să merg la părintele, să-i spun păsul la mormânt. Și printre altele, i-am zis așa în gând, părinte, în viață fiind, a venit o femeie mâhnită zicând, mi-a plecat băiatul cu niște tineri în munții Făgărașului. De luni de zile nu știu de el, viu e mort. Imediat i-a răspuns cu darul care vi l-a dat Dumnezeu. În cutarul lor căutați că e înzăpezit. Păi, părinte, dacă în trup ai putut să vii în ajutor, eu cred și mărturisesc că pot să ajung să se găsească unde-i tata la măicuță. Viu sau mort, te rog, știu că ai îndrăzneală și poți. Și încă ceva, părinte, când mai stă pruncul ăla în pântece la Irina, că doar ei au trecut 24 de ore și din ziua asta la câtă doamează. Te rog frumos, rezolvă și treaba asta, că știu că Dumnezeu îți primește rugăciunile. Și când am cumpărat de la mormânt, primesc telefon, l-a găsit. Desigur, mort, dar l-a găsit. Și mergând pe drum, primesc telefon. A născut Irina. Cei care au mers la mormânt, am multe mărturii, de exemplu, un tânăr care trăia în păcate mari, auzând despre părintele Arsenie, s-a dus și el acolo. Printre mulțimea aia care aștepta la rând să se închine la crucea părintelui, a fost și el. Când a venit momentul să se închine și a sărutat crucea, a venit de acolo aici, că îl cunoșteam, și zice... Când a sărutat crucea, în ureche mi-a șoptit de 3 ori același cuvânt. Schimbă-ți viața. A doua oară mai tare, schimbă-ți viața. A treia oară mai tare, schimbă-ți viața. Atât am pătruns aceste cuvinte repetate de 3 ori, că pentru prima dată mi-a văzut viața. Că părintele și șoptea, dar și lucra la mintea și la inima omului. Cu darul care l-avea și îndrăzneala la Dumnezeu. Și a văzut păcatele, s-a spovedit și de nerecunoscut. Susțin că, cu adevărat, a câștigat o mare îndrăzneală înaintea bunului Dumnezeu Părintele Arsenie. De ce? Pentru că s-a zămislit în pântece, a rămas curat, a trăit curat. Se spune că o singură dată când era copil a luat bătaie de la tată său, pentru că n-a folosit bine timpul. Și a zis, tată, nu mă mai bate, că-s promică, folosesc bine timpul toată viața mea. Și spunea părinte că i-a prins bine acea bătaie, pentru că fiind elev la liceu, la Brat, îi zicea și ca didactic și colegi Sfântul, că era perfecționist în vorbă, în mișcare, în gest, în tot ce făcea.
Se zice că părintele Arsenie, când a gătat de scris cărarea împărăției, s-a dus cu ea la părintele Paisie, Olaru. Și părintele Paisie a pus mâna pe ea și a zis: această carte poate fi scrisă cu litere de aur. Eu consider că ce a scris părintele la intrarea la biserica din Drăgănescu este valabil pentru noi și pentru toată omenirea. Ce a scris? Vă rog în numele lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu a vorbit prin mine, împăcați-vă cu Dumnezeu.